Influența diferiților agenți patogeni, care pot fi chiar plante cu flori, poate provoca reacții neplăcute ale corpului câinelui, inclusiv dermatită. Deoarece este însoțit de mâncărime, câinele zgârie continuu pielea, uneori chiar până la răni. Pentru a preveni acest lucru, proprietarii responsabili nu se bazează pe poate și nu așteaptă până când trece de la sine, ci elimină problema cu medicamentele. Apoi el devine un asistent de încredere într-o astfel de situație. Scurtă descriere a medicamentului. Apoi el este un medicament pentru animale pe baza substanței oclacitinib. Se utilizează pentru ameliorarea mâncărimii în dermatită. Compoziție. Formă de eliberare, ambalare. Ingredientul activ este oclacitinib, auxiliar, celuloză, apă, lactoză monohidrat, amidon carboximetil de sodiu, stearat de magneziu, formator de film, disponibil în tablete albe cu marcaj și posibilitatea de rupere în două, disponibil în 3 doze, 3,6 mg, etichetat 8. 5,4 mg, etichetat ME, și 16 mg, etichetat LE, în farmacii. Medicamentul se vinde în flacoane albe de 20 și 100 de comprimate. Știați? Primii medici veterinari profesioniști au apărut în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în țări precum Germania, Austria și Franța. Au fost instruiți în școli veterinare speciale. Înainte, animalele erau tratate chiar de proprietari, pe baza propriei experiențe sau a medicinei tradiționale, proprietăți biologice. Efectul asupra organismului este de a elimina simptomele locale și se bazează pe suprimarea, inhibarea, mecanismelor reacției. Va fi interesant să știți cum să alegeți un tuns câine, ce furminator, de ce pantofi de câine și cum să faci model de salopetă de câine. Indicații de utilizare. Medicamentul este prescris câinii în cazuri, dermatită, care poate fi de contact, atopică sau alergică, cauzată de purici sau mâncare inadecvată, scabie de modetică. Dermatită în câinii afectează toate straturile pielii, deși nu provoacă erupții cutanate. Terapia pentru astfel de afecțiuni este de obicei complexă. Apoquel este conceput pentru a ameliora un simptom, și anume mâncărimea, astfel încât câinele să nu simtă disconfort și să nu-și facă rău, de exemplu, nu mâncărime la răni, știați? În medicina veterinară, se folosește adesea un dispozitiv special în formă de con, care se poartă la gât, câine sau pisică și este destinat să se asigure că animalul nu rupe pansamentele și nu mușcă suturile postoperatorii. Un astfel de dispozitiv este numit practic oficial conul rușinii. Ordinea de aplicare și doză. Instrucțiuni pentru utilizarea apocuiel pentru câini este destul de general, este ajustat de medicul veterinar în funcție de situația unui anumit animal. Apocuiel se administrează câinilor odată sau de două ori pe zi, în funcție de diagnostic. O doză unică este calculată pe baza greutății câinelui, aproximativ 0,5 mg de ingredient activ pe kilogram de greutate corporală. Durata cursului este prescrisă pe baza caracteristicilor bolii și a stării generale a câinelui, dar de obicei nu depășește 2 săptămâni. Aflați cum să vă vindecați câinele căpușă subcutanată și lipsind, la fel ca pastilele pentru persoanele care uneori au nevoie să bea strict înainte sau după masă, medicamentele pentru animale de companie au adesea cerințe similare. Medicamentul apocuiel nu are o astfel de legătură, poate fi administrat atât separat, cât și amestecat cu ahrani, ceea ce este foarte convenabil și crește șansa ca câine mâncați pastile prima dată. Important. Avea supradozaj de droguri, consecințe grave, umflături, diaree, formarea crustei pe piele. Urmați cu strictețe regimul de tratament, contraindicații și efecte secundare. Medicamentul nu este utilizat în cazurile în care animalul, imunitate slăbită, intoleranță la oclacitinib, tumor sau suspiciuni asupra lor, orice infecțios bol pentru femei. Contraindicațiile sunt sarcina sau perioada de creștere a descendenților. De asemenea, nu se aplică înainte vâscos. Nu poate fi combinat cu medicamente anticonvulsive și sedative. Important.
Medicamentul este contraindicat categoric pentru câinii cu vârsta sub un an și cu o greutate de până la 3 kg. Efecte secundare apocuel pentru câini au fost observate în cazuri izolate, manifestare sau exacerbare cistita, demodicoză, oncologie. Dacă medicamentul a fost utilizat pentru tumori nediagnosticate, probleme digestive, termenul și condițiile de depozitare. Puteți stoca apocuel la temperatura camerei, nu mai mare de 25 grade și nu mai mică de 0. A se ține departe de animale și copii. Perioada de valabilitate, 2 ani. La împărțirea comprimatului în părți, poate fi administrat animalului în cel mult 3 zile de la momentul încălcării integrității. Amintiți-vă că un animal bolnav, la fel ca un copil bolnav, necesită îngrijire și atenție sporită. Dar eficacitatea medicamentelor moderne, inclusiv apocuiel, este foarte ridicată, astfel încât, cu un tratament adecvat, dermatita și alergiile vor dispărea, iar animalul de vese de companie va fi din nou viguros și sănătos. Distribuie pe rețelele de socializare,